Salută tuturor și pe azi la noi de Beach Buggy Racing. Cred că un nou episod, dar cred că acesta va fi ultimul episod de Beach Buggy Racing. Cer scuze dacă am intrat acum în English pe sunt 5 prime, doar că suntem la tip în trophy, mai avem doar 4, pardon, mi-a scăpat telefonul, 4 nivele dacă stăm așa, fără Benny Penny. Și terminăm joculețul acesta foarte extravagant, foarte mișto, foarte prost în același timp, pentru că nu e prost, hai să nu fiu bulangiu, dar uneori e super enervant. Așa că băieți, astăzi va fi marele moment când îl vom bate pe Benny Penny, ultimul boss, care cred că e cel și cel mai enervant. Deci am pornit așa. Easy Street, Coconut Cup, Sunshine Sprint, Cowder Bowl, Tropical Twist, Pineapple Punch, Tidal Rush, Tip and Trophy. Așa că haideți să îi dăm drumul la șul. Acesta cred că este ultimul episod, episodul cu numărul 10. Deci noi în 10 episoade am terminat jogulețul acesta. Mirobolan și extravagant. Ok, let's go to action. Nu zic că tot fac așa. Mă strâng gura. Let's go. Haideți, băieți, că... Na, nu trebuie să ne mai putem, să fim serioși, să facem chestii de toate și... În fine. Trebuia să o iau pe scurătătura acolo, dar în fine. Deci, cum ar veni, jocul de acum e foarte greu, adică... Vă dați bine, nu e extravagant, extraordinar de greu, e foarte greu, mai ales ultimul nivel, cred că o să fie extraordinar de greu. Nu știu cu ce va fi ultimul nivel, dacă va fi cu o altă hartă. Dar ați văzut că unele hărți nici nu le mai dă, adică... Ultima hartă de la... ultima hartă cu Kratko a fost la Pineapple Punch. Păcat, na. Dacă trebuie să devenim serios, adică să jucăm pe bun. Adică... Na, cred că la Benny Penny... Ce să nu zic nimic pentru că... foarte greu. E foarte, foarte greu. E foarte greu, bă, vere. Lasă-mă pe scurtătură. Never mind. Sau hai că a fost bine, dacă e. Chiar a fost bine. Nu mai jucăm cu Touchback, că... Mă asigur că o să fie foarte greu. Deci, nu trebuie să ne mai jucăm, să mai facem de-astea și să mai glumim cu muritul și de-astea. Adică, na, trebuie să fim serioși. La început așa gen cu... Când în primele 5 sau 6 episoade, 5, 6, 7 episoade, de, primele 5 episoade a fost așa la pro, gen. Mai țineți-te când am început seria asta, adică era extrem de easy. În primul episod parcă am jucat cu la Coconut Cup. Am jucat până la... Cred că... Din primul episod, cred că până la nivelul 4. Bă, vere, deci era extraordinar de easy. Dar acum vine challenge-ul adevărat. Challenge-ul adevărat să-l batem pe Benny Penny. Când o să încerc să nu mai zic nimic, pentru că devine extraordinar de greu. O să fie destul de greu. Nu vreau să mă plâng acum sau ceva de genul, dar... Na. Dar o să facem și easter egg-urile. Facem un episod de mâine. Oricum. Bă, jocul e în general mișto, șmecher, dar nu, trebuie să fii chiar, ok, româna e grele, trebuie să fii chiar bun, într-un fel. Adică te vine greu și enervant în același timp. Adică, na, primele trei capitole, primele, hai zicem, 4 capitole au fost ușoare. După aia Pineapple Punch și Tropical Twist au fost așa și așa. Și după aia nu spune că a murit de tot. Ha! De ce a murit de tot? Oh my god, nu trebuia să-l omor. Bă, nu te... Deci trebuia să apăs din prima, gen. Când mi-a dat ăla, trebuia să apăs direct. Nu trebuia să-l omor de tot.
Vedeți? Se mai întâmplă greșeli din astea. Se mai întâmplă, na. Dar acolo a zis că am dat chiar am dat prost, pe bune. Chiar am dat super prost. Eu am apus în greșeală sau în greșeală. Chiar am dat prost acolo, fantoma. O să încerc să nu mai fac asta. Am dat-o chiar foarte prost, nu știu de ce. Dar nu vreau să-l omor. Țineți minte, nu vreau să-l omor. Aș face acum o glumă, dar nu merge mie acum de glume. Să sperăm că la Benny Penny nu o să trebuie să... Adică sunt între mine neapărat din prima să-l fac, dar... 3-4 încercări. Până la Calder Bowl, deci de la Easy Street până la Calder Bowl, e foarte easy, adică ați zis cât de ușor a fost, nu? După aia, Tropical Twice și Pineapple Patch sunt mediu. Nu foarte greu, dar nici foarte ușor. Nu foarte ușor, dar nici foarte greu, ok? După aia, Tidal Rush și Tip and Trophy, alea sunt challenge-urile adevărate. Dar cea mai grea este Tip and Trophy. Pentru că n-aveți idee cât de mult trebuie să te concentrezi ca să poți să treci un nivel. Adică, na, trebuie să știi să faci scheme și de-astea. Nu mai e ca la... Nu mai e ca înainte, ca la Calder Bowl și de-astea și... Mă rog, nu chiar Calder Bowl. Ca la primele 4 capitole. Al 4-le e Calder Bowl, nu? Sau e... Sunt și spune. În fine. Am și uitat la cât de mult. M-am jucat la 1000 HP. 1000 de capitole. Știi ce zic? Na, nu mai e așa cum era înainte. Adică, puteai să stai, să te... Stai la povești cu băieții tăi și de-astea la... Acum nu. Avere. Zici că s-a înțeles un acum avere. Acum avere. Acum avere. Știți ce e avere? Avere. Mamă, mi-a dat și mie un Grease Monkey. Te ajută Grease Monkey, te ajută, pentru că îți dă un boost destul de mare. Adică mașina ta sună la fel, adică e la fel, gen face la fel, doar că merge mai repede. Să vedeți. Vedeți și are focul albastru. Grease Monkey. Dar acum nu mai poți, în versiunea veche nu puteai să spui acolo, gen apărea o maimuță la început de cursă, gen fix aici unde arăt eu cu săgeata. Arăta o maimuță acolo și apăsai pe ea și îți dădea un Grease Monkey. Acum nu mai e butonul. De fapt nici nu era pe versiunea veche. Nu știți ce e challenge-ul ăsta. Voi care vă uitați acum, na, pentru voi pare ușor, dar nu e ușor. E foarte greu. Și nu vreau să mă înțelegeți că vreau să mă oftic și de-astea, dar... Na. Vedeți? E de ușor e acum. Avem acest... Grease Monkey. Cine ba s-a întâmplat? Încerc să fiu cât mai serios ca să nu mă... ca să nu mă deconcentrez. Da. Vedeți, m-a ajutat Grease Monkey. Hai că a cursa asta chiar a fost grea. Cu Bizarp. Da. Ok. Follow the leader? Ok. Ultimul follow the leader, ce e chiar ok. Aici nu trebuie să încep să mă mai protez cu melodiile și astea. E și același caracter, Bizer? Nu te cred. Lol, e același caracter. Gen, sunt eu, ăla? Ok, sunt eu. Fără bune, băieți. Bine, am văzut că trebuie să iau doar 6, gen 16 de să duci. Nu știu cum vreau. Nu băgați să mă ce cântă aici. Probabil nu zi trebuie și melodia. Degeaba am dat abilitatea. Și mi-avem doar două nivele. Acesta și încă unul. Și încă două, pardon. A fost foarte.
Bun. Putem să-l batem, dar nu-l batem. Hey there, kid. Hai, dă-te drec. Dă-te drec cu cameraia. Let's go. Aici nu mă mai întreb de ce nu fac așa roțile, pentru că întrebarea asta e de câteva episoade, deci degeaba mă întreb, pentru că tot nu reușesc. Am încercat să caut tutoriale pe YouTube cum să-ți faci roțile așa și degeaba. Vedeți, aceasta este o schemă. Este o schemă. Când e un oponent lângă mine și vine o fantomă, hai să vă spun cum puteți face. Deci puneți frână și apoi puneți cutul ca să nu vă atingă fantoma. Știi? E un sfat inteligent ăsta. L-am văzut și eu pe YouTube. Pentru că am văzut mulți oameni că făceau asta și nu știu ce și căcatul de asta și am zis să mă inspir și eu ce chiar am mers. Am încercat o schemă pe foarte random. Bine, dar chiar în fiecare cursă se dă câte o fantomă. Să nu credeți că e chiar cum trebuie zice. What the fuck, cum s-a auzit poliția aia? Scutul acesta este chiar bun. Era zic că e minut, what the fuck. Sunt dobitul și eu. Ok, cursa asta a fost chiar la bulan. Chiar la bulan. Ok. A fost la bulan. Bun. Hai să-i dăm. Acum. Vezi, ne frecăm palmele. Că vine ultima cursă. Chiar îmi vine să tremur. Chiar tremur. Ne frecăm palmele. Ne pregătim pentru ultima cursă din Beach Buggy Racing. Bine, boss-ul va fi, dar în fine. Nu, dar nu mai are palmele. Ok, e bine, dă-le dracu. Mă scuzați. Stai că așa nu e pe nuntă. Și omul ăsta. Încercăm să fim cât mai serioși, cât mai ok. Chiar îmi bate inima foarte tare, pe bune, pentru că în fine. Vă exui mai încolo, pentru că în sfârșit bate și noi joculețul acesta. Uitați-vă cât de disperat sunt. Bine, nu mă așteptam să fie chiar așa de... Adică la Sun și în Sprite erau mult mai disperat, dar acum văd că sunt ceva, ok. Ok, nu băgați așa și să avem. Ok. Sper să-mi iasă din prima episodul ăsta, că dacă nu-mi iese din prima... Chiar o să încerc să pun mai mult. Mă chinui să... Deci vă zic eu că o să fie greu. Benny. Nu știu ce mi-a fie. Chiar așa îmi place mie să-i zic lui Benny. Nu luăm ăla. Ok. Sunt curios ce mașină are Benny. Benny. Uite, vedeți, eu doar la harta asta pot să-mi fac roțile așa, pentru că, na, am mai mult control pe zăpadă, știți? Pentru că pe zăpadă vedeți că alunec. Mai bine bag scutul decât să fiu umilit. Decât să mor la final și să fiu umilit, că poate cine știe ce. Oh my god! Asta a fost la bulan! Băieți! Aoleu! Legend! Oh my
Da, băieți, vine bossul. Aoleu. Hey there, kill one of the streets, you got muscle, let's see what you can do. Aoleu. Bă, îmi tremură, bă. Ok. O să încerc să nu mai zic nimic, am. Hai că așteptăm scenele astea pentru că... Na, îl bate în jos și pe Benny Penny. Să vedem. Ultima cursulație. Din momentul acesta, nu s-a, când o să zică numărătoarea go, nu o să mai vin nimic, așa că let's go. Celebrăm momentul acesta. Oh my god. Stați puțin. Oh my god, nu pot să cred. Yes. Oh my god, nu pot să cred. Yes. Rolly with the Debrin. Oh my god. Băieți. Oh my god, am bătut pe Benny Penny. Yes. Oh my god, în sfârșit, băieți, mă mulțumesc că ați fost alături de mine și că m-ați susținut în toată seria asta. Oh my god. Aoleu. Am făcut ăla. Da, băieți, ce pot să mai zic? Cam atât a fost cu acest episod, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în toată seria aceasta. Nu uitați să vă abonați și să dați un like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!